Sunt foarte impresionat de ceea ce am auzit acum seara. Și vreau să știți că sunt foarte impresionat și tare bucuros de voi toți. Pentru că sunteți un grup de tineri, băieți și fete, adolescenți, oameni maturi, foarte serioși. Lucrul acesta mă bucură mult. Seriozitatea voastră s-a arătat pe parcursul acestei o zi și o leacă, da? Cât am fost împreună. Dar s-a arătat în toate privințele. În primul rând, o dorință aprinsă am văzut la voi să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să cunoașteți Sfintele Scripturi. Și asta e cheia la toate celelalte. Dorința aceasta numai decât va aduce după sine binecuvântare în viața voastră, creștere în toate privințele și va face Dumnezeu din voi o binecuvântare pentru mulți oameni și pentru Biserica lui Hristos din țara aceasta. Și eu tare mult mă bucur și mă rog ca cuvintele mele să vă fie de încurajare și dorință ca pentru și mai mult. Așa cum v-am promis, în seara aceasta voi predica despre emoții în închinare, rolul emoțiilor în închinare. Iată, noi cu voi venim din biserici diferite, din contexte diferite, cu manifestări diferite a emoțiilor. Posibil că la tabăra noastră sunt cineva unde am auzit într-o zi vorbind, nu mai amintesc, cineva vorbea, ori dintre lideri vorbeau despre că a venit cineva dintr-o biserică unde doar a zâmbi în timpul cântării îi privit nu prea bine, dar încă să mai arăți ceva, să mai ridici mâinile sau să bați din palme sau ceva, lucrul ăsta va fi nu prea apreciat. Eu, la rândul meu, mi s-a întâmplat să văd altfel context de biserici unde dacă nu ridici mâinile când cânți, atunci ești privit, nu prea te înțeleg cu oamenii, de ce nu ridici mâinile. Știți că eu sunt învățător al Bibliei, predicator, misionar și merg în foarte multe țări. Și am văzut atâtea feluri de închinare despre care unii din voi veți crede de acum, asta e închinare. Am văzut foarte diferite feluri de închinare. De exemplu, mi-am amintesc odată în Pakistan, am fost într-o biserică așa de săracă și în biserica aceea unicul instrument muzical care l-am văzut, dar ei pakistanezi, trebuie să înțelegeți, oamenii ăștia nu pot cânta fără tobi. La ei, dacă nu-i toba, ei nu le se înțelege, numai că trebuie să fie toba. Și așa de săraci erau că nici nu aveau o tobă, cu toate că acolo oriunde vezi tobile. Dar ei au luat-o în clește cu care scot scărbunii. Nu știu la ce-l folosesc ei cleștele. Cel un clește așa mai mare decât cleștele noastre moldovenesc și unul cu cleștele celălalt. Cu cleștele bătea și vai, ce bucurie era acolo, ce manifestare de bucurie în biserica aceea. O biserică așa de săracă, dar cu atâta bucurie era acolo.
Așa că am văzut multe, am fost în Africa, am fost, iată, în Bhutan, în Bhutan, acolo o închinare, am fost cu Alexandru Dermenghi, săracul Alexandru Dermenghi, nu înțelege ce se întâmplă. Acum eu deja nici nu mai observ, dacă am fost în așa multe locuri, eu am văzut foarte mare varietate și unde mă duc, mă închin cu oamenii așa cum se închină ei acolo și mă bucur cu ei și merg înainte, mă bucur de închinarea cu ei. Însă vreau să vă zic că manifestările acestea a emoțiilor de la popor la popor variază tare. De la biserică la biserică variază tare. De la confesiune la alta tot variază mult. Așa că unde-i, care-i, ce este? Iată în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre locul emoțiilor. Dar vom pleca departe. Cu 2500 de ani în urmă ne vom duce. Și vă rog să deschideți Psalmul 137. Psalmul 137. Psalmul acesta eu l-am intitulat Cântarea muzicanților robi din Babilon. Așa l-am intitulat eu. Am aici Biblia de studiu inductiv. La Biblia de studiu inductiv singur trebuie să pui, să dai titlul paragrafelor, titlul capitolilor și eu am dat titlul acestui psalm Cântarea robilor muzicanți sau muzicanților înrobiți, ei sunt robi. Robi în Babilon, au fost luați din Ierusalim, au fost duși în Babilon și ei sunt robi. Și acolo la Babilon au scris cântarea aceasta muzicanții de la templu, cei care au fost pusă rânduiala aceea de David, de Asaf, cei care cântau excepțional de bine, de frumos acolo. Asta era slujba lor, viața lor, dedicarea lor era acolo. Ei au fost luați de la templu, templu a fost dărâmat și ei acum au ajuns robi în Babilon. Hai să vedem ce putem învăța. Deja vă puteți da seama cam care ar fi emoțiile acestor oameni. Din moment ce ai fost luat din țara ta, de la slujba ta, de la Dumnezeul tău, s-a ruinat orice speranță și ai ajuns rob, cu lanțuri la picioare, vândut, tratat ca un animal. Acum, care pot să-ți fie emoțiile? Emoțiile cele mai rele. Nu mai poți aștepta niciun fel de emoții. Lacrimi și oftare și tânguire și durere. Astea sunt emoțiile. Altele emoții nu mai poți aștepta. Și iată oamenii aceștia, cineva dintre ei, nu avem scris aici numele autorului, dar cineva dintre ei a scris. Pentru că el vorbește la persoana întâia, singular, la persoana întâia plural vorbește și el vorbește din numele muzicanților ăștia, că nu numai el, mai sunt cu el, sunt un grup de muzicanți de la templu și el vorbește din numele lor. Și el zice așa, pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Iată-le emoțiile. Emoțiile lor erau jos și turnate în lacrimi toate, exprimate în lacrimi. Pe malurile, vreau tare să vă închipuiți asta, încercați să vă închipuiți lucrul ăsta. Încercați să vă puneți în rolul lor, că atunci când îți închipui, atunci înțelegi bine lucrurile, când ți le închipui. Ei zice, pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Dar care era motivul plângerii lor? Când ne aduceam aminte de Sion, acolo și-au petrecut viața, acolo au cântat, acolo a fost bucuria lor, acolo l-au slăvit pe Dumnezeu, acolo pentru prima dată au luat în mână instrumentul muzical, l-au pus părinții. Acolo s-au bucurat să-i admire pe părinții lor cântând. Acolo venea tot poporul și se închina. Acolo ei au învățat, acolo au ajuns maestri. Acolo îl slăveau pe Dumnezeu zi și noapte. Strămoșii lor au fost printre cei care au mers înaintea lui Iosafat atunci. Posibil cineva din bunei, din străbunei lor le povestea cum au fost ei atunci la lupta aceea. Ei știau istorii grozave. Acolo le-a fost toată bucuria, acolo în Sion. Și acum din Sion au fost luați și duși în Babilon. Și acum stau pe malul râurilor Babilonului și plâng. Zice, în sălcile din ținutul acela ne atârnasem harfele. Interesant muzicanții ăștia, da? Au fost luați robi și n-au putut lua nimic de acasă. Dar și-au luat harfele. Ei nu își închipuiau viața fără harfe. Pentru ei nu există viața. Harfa este ca un mădular al lor a devenit. La un muzicant instrumentul devine ca un mădular al lui. El nu se simte bine fără... E un mădular. Ați lăsat un mădular foarte important, fără care nu-ți închipui viața. Oamenii aceștia au mers pe jos... Bătuți, goi, flămânzi, nu
să-și ia nimic, împreună cu lanțurile cu care au venit ei de acolo, din Israel până în Babilon, au adus și harfa. Numai că la harfa aceasta nu cântă. Harfa a intrat în pauză. Pentru că harfele acestea, zice, le-am atârnat în sălcii. Când nu ne vine a cânta la harfele astea, acum vărsăm lacrimi, nu putem cânta la harfele astea. Emoțiile au ajuns așa de rele și așa de jos, că nu mai pot cânta la harfele astea. Harfele stau atârnate. De ce? Căci acolo, zice, biruitorii noștri ne cereau cântări. Și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Toată lumea, toate popoarele știau că nu există cântăreți mai grozavi ca cei de la templul din Ierusalim. Așa cum azi lumea vorbește despre cele mai mari, nu știu cum, vedete care sunt în lumea muzicii. Așa în lumea aceea au fost cele mai mari vedete. Cele mai mari vedete din lumea muzicii erau la Ierusalim. Legende erau despre cântăreți aceia. Vă dați seama dacă ei toată viața și-au dedicat-o numai muzicii și muzicii la cel mai înalt nivel, pentru că ei îl slăveau pe Dumnezeu. Și acum ăștia au hotărât să aibă un concert gratis. Ți închipui, au luat vedetele cele mai mari ale muzicii din lume, le-au adus robi și acum au concert gratis, bancă își bat joc de ei. Și le-au spus, hai băieți, ia cântați niște cântări de astea. Cântați-ne, faceți-ne veselie. De la oamenii ăștia atât de îndurerați, care stăteau jos, culcați, așezați pe malul râului acolo și plângeau. Și le-au spus, cântați. Ce mai adaugă asta la emoții? Și așa la durerea aceea. Emoțiile, durerea a ajuns așa de mare încât nu-ți vine să-ți iei harfa cu care ți-ai petrecut viața totdeauna. Harfa e atârnată. Mai vin și vrăjmașii ăștia supritorii care îți spun, ia harfa și cântă-ne. Până aici emoțiile sunt rele, triste, durere și din tot ce vedem este o progresie, nu o progresie, o regresie. Vedem, lucrurile tot merg mai rău, mai rău și mai rău în ceea ce privește emoțiile lor. Că tot ce se întâmplă lucrează la emoții mai rele, mai negative. Acum, la versetul 4 spune așa, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Aici unde suntem noi, cum să cântăm noi cântările Domnului? Noi l-am lăudat pe Dumnezeu totdeauna la Ierusalim. Noi l-am lăudat la templu pe Dumnezeu. Templul a fost distrus. Ierusalimul a fost ars. Noi am ajuns aici în pământul acesta pustim. Noi suntem robi. Noi suntem batjocoriți aici. Cum să cântăm noi cântările Domnului aici? Ai ajuns vreodată în stare de asta? Când nici măcar să te rogi nu poți. Vrei să-i mulțumești Domnului, trebuie să-i mulțumești Domnului și tu oftezi și nu poți zice că cum să-i mulțumești Domnului când situația este așa grea. Dar aici nu să-i mulțumească Domnului. Încă vrăjmașii le cer cântați din cântările Domnului. Vrăjmașii ăștia nu erau interesați așa tare de cântările Domnului. Ei vroiau un concert de muzică frumoasă care desfătează urechea. Nu prea interesa pe ei mesajul, pe interesa muzica asta frumoasă, știau că ăștia pot cânta grozav. Cum și mulți tineri ascultă în căști și nu le pasă de cuvintele care sunt acolo. Știți când era hitul ăsta moldovenesc, nu mai știu care. În orice țară a lumii unde nu ajungeam, îl auzeam. În orice țară. Bam, într-o țară eram cu Năstica, în America eram. Și într-o zi am intrat într-un magazin. Și când numai noi am pășit pragul, am auzit, mai acum, mai ăsta, știți care era? Noi ne-am uitat unul la altul cu Năstica, ăștia ce știu că noi suntem moldoveni sau ce, ne-au făcut-o pentru noi sau ce au făcut ei când... A, ne-am dat seama că nu, tare, tot magazinul cânta. Nimeni din ei nu înțelegeau cuvintele astea, nimic. Ei ascultau pentru că lor le plăcea melodia, dar nu știa nimeni ce-i cu cuvintele. Exact așa erau și cei care le cereau, ei ziceau cântați-ne din cântările Sionului pentru că ei doreau să asculte o muzică care desfătează așa auzul, care entertain în limba engleză, distrează, cum ar fi așa, nu? Dar nu interesa conținutul. Acum ei zic, cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dar, ascultați atent, punctul pivot, lucrurile se schimbă. Cei care studiați Biblia inductiv știți că avem, când studiem figura aceasta de compunere, legea aceasta a compunerii, punctul pivot, unde lucrurile se schimbă. Aici e punctul pivot, se schimbă.
Zice, dacă te voi uita, Ierusalime. Zice, cum să cântăm noi pe un pământ străin? Oh, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei. Care-i destoinicia dreptei unui muzicant cu harfa? Care-i destoinicia lui? Ce poate dreapta unui muzicant cu harfa face? Poate cânta grozav. Și el zice, dacă te uit eu pe tine, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia. Cu alte cuvinte, gata, aici am hotărât. Nu contează ce s-a întâmplat în Ierusalim, nu contează în ce împrejurări mă aflu eu acum, nu contează cât de mult își bat joc oamenii de mine, nu contează ce s-a întâmplat, eu sunt determinat să-L slăvesc pe Dumnezeu. Când a zis, dacă te voi uita, Ierusalim, înseamnă, dacă te voi uita eu pe tine, Doamne, să-și uite dreapta mea destoinicia. Mai mult zice, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele, vai! Într-o împrejurare așa de grea, voi dați, țineți minte în primul verset ce făceau, cum i-am găsit, ce făceau ei? Ei plângeau! Împrejurările sunt extrem de grele, împrejurările toate nu mai adaug la lacrimi, mai mult și mai mult la lacrimi, dar este o hotărâre care au luat-o în inimă. Până aici s-au schimbat împrejurările la oamenii aceștia? Dar cum au zis ei culmea bucuriei mele? Nu stau ei tot pe malul râului Babilonului? Nu stau harfele cele atârnate? Nu stau vrăjmașii să-și bată joc de ei? Nu zic vrăjmașii cântați-ne cântări? Nu, s-a schimbat o hotărâre în inima lor. Până aici n-a luat hotărârea aceasta, acum a luat o hotărâre. El a zis, dacă eu uit cumva Ierusalimul, dacă îl uit eu pe Dumnezeu, atunci dreapta mea să-și uite destoinicia ei, să-și piardă destoinicia, sau cum zice? Să-și uite destoinicia și limba să mi se lipească de cerul gurii, dacă eu nu voi aduce, nu voi da laude, nu voi face din tine culmea bucuriei mele. Iată aici a avut loc o schimbare de emoții. Vedem? Din plâns în bucurie și nu pur și simplu bucurie, dar culmea bucuriei mele, pentru că au luat o hotărâre în inimă. Împrejurările nu s-au schimbat, s-a schimbat atitudinea din inimă. Asta vreau tare să înțelegem fiecare din noi. Emoțiile sunt modelate, emoțiile e ceea ce iese în afară, dar emoțiile este exprimă hotărâri luate în inimă. Emoțiile, este natural emoțiile să iasă din niște împrejurări bune, când toate lucrurile merg bune, merg bine, dar atunci când lucrurile merg greu, de unde ar ieși așa emoții de bucurie, culmea bucuriei? Cum ar ieși niște emoții care aduc slavă lui Dumnezeu? Ele vin numai dintr-o inimă care a luat niște hotărâri ferme. Amintiți-vă mesajul meu de ieri. Oamenii aceștia, când s-au adunat la Ierusalim, a fost groază, veneau popoarele acestea peste ei. Când au primit un răspuns de la Dumnezeu, l-au lăudat pe Dumnezeu. A doua zi dimineață au mers înaintea unui vrăjmaș, tremurând de frică, cred că trebuia să merge acolo, știind ce s-ar putea întâmpla. Însă oamenii aceștia au luat o hotărâre să-L slăvească pe Dumnezeu. Și ei mergeau înaintea vrăjmașului cântând. Și Dumnezeu le-a dat biruință. Amintiți-vă de Pavel și Sila, când erau în închisoarea aceea. Împrejurările nu erau pentru a cânta cântări de laudă lui Dumnezeu. Au fost bătuți groaznic în ziua aceea, au luat multe lovituri, au fost aruncați în temnițe, le-au fost puse lanțuri la mâini, le-au fost puse picioarele în butuci și la miezul nopții oamenii aceștia cântau și lăudau pe Dumnezeu. Aceasta nu vinea din emoții care sunt generate din împrejurări. Împrejurările pot genera emoții. Când ești dimineața și vezi o dimineață așa plăcută, așa frumoasă, îți vine să cânți, nu? Dar emoțiile acestor oameni n-au fost generate din împrejurări. Emoțiile lor au fost generate dintr-o inimă foarte determinată să-L slăvească pe Dumnezeu în orice împrejurări. Iată, o astfel de determinare dintr-o inimă care e hotărâtă să-L slăvească pe Dumnezeu în orice împrejurări, o astfel de determinare numai decât va genera emoții sănătoase care îi sunt plăcute lui Dumnezeu. S-ar putea întâmpla oamenilor să nu le fie plăcute emoțiile acestea. Veți vedea mâine când veți studia lecția. Când David aducea chivotul legământului la Ierusalim, se bucura cu tot poporul. Avea o explozie de emoții David acolo. Tot poporul împreună se bucura, se bucura și David. Însă Mical, fata împăratului, soția lui, fata lui Saul, soția lui David,
îl privea prin geam și când l-a văzut, l-a disprețuit în inima ei. Pentru felul cum își manifesta el emoțiile. Ea l-a disprețuit. Și când a intrat, a venit David acasă, după ce s-a încheiat sărbătoarea, David a venit acasă și ea l-a întâmpinat și a zis: oare cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul, dezgolindu-se înaintea slujitorilor, slujnicilor lui? Ceva așa a spus. Și David a zis: nu înaintea lor, înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu am făcut-o și zice: înaintea lui Dumnezeu mă voi înjosi și mai mult. Dar cât privește slujnicile mele, stai fără grijă, zice, eu voi fi în cinste la el, la ei. Nu l-a deranjat prea mult lucrul ăsta. Deci omul acesta și-a manifestat emoțiile înaintea lui Dumnezeu și emoțiile acestea veneau dintr-o trăire cu Dumnezeu. Acum vreau să vă spun despre secretul. Cum poate un om să ia așa hotărâri? Cum aceștia au putut lua așa hotărâri, fiind acolo pe malurile râului Babilonului? Cum apostolul Pavel și Sila au putut lua așa decizii în inima lor ca să cânte în astfel de împrejurări? Cum a putut David să aibă așa manifestări? Pentru că oamenii aceștia, ei au fost înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul David, el a fost foarte înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. El foarte mult a iubit poruncile lui Dumnezeu. Din toți psalmii care i-a scris, știți voi care este cel mai lung? Psalmul 119, tot poporul știe. Psalmul 119 este cel mai lung psalm. Păi tot psalmul acesta este dedicat cuvântului lui Dumnezeu, legilor lui Dumnezeu, Bibliei. Tot acest psalm David l-a dedicat Bibliei. Și el spune: când urmez poruncile tale, sunt mai fericit ca orice. Mă desfătesc cum nu-mi poate nimic da așa o desfătare ca atunci când urmez poruncile tale. De aceea, dragii mei, este foarte important ca să cunoaștem Sfintele Scripturi. Pentru că numai Sfintele Scripturi ne pot ajuta să luăm decizii corecte în orice împrejurări și să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută în orice împrejurări. Nici o împrejurare să nu curme, să nu oprească, să nu schimbe, să nu deregleze închinarea noastră. Orice, în orice împrejurări, să rămânem cu închinare plăcută lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în epistola a doua către Timotei, i-a scris așa lui Timotei: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Timotei, nu găsim scris despre Timotei care a fost închinarea lui cu muzica, cu asta nu prea știm cum a fost. Dar știm despre Timotei că el a crescut într-o familie unde mama și bunica au fost femei credincioase. Tatăl nu, tatăl a fost un păgân. Mama și bunica au fost femei credincioase și ele au iubit cuvântul lui Dumnezeu. Ele au cunoscut bine cuvântul lui Dumnezeu și ele l-au învățat pe el din pruncie. Apostolul Pavel spune: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Femeile acestea l-au învățat din pruncie, baby când era. De atunci au început să-l învețe Sfintele Scripturi și l-au învățat totdeauna. Apoi femeile acestea, ele i-au arătat o pildă vrednică de urmat lui Timotei. I-au arătat o viață frumoasă, o credință neprefăcută. I-au arătat o pildă vrednică de urmat. O pildă de credință frumoasă. Și atunci Timotei așa a făcut. Apoi a intrat Pavel în viața lui Timotei. Pavel l-a învățat foarte mult din Sfintele Scripturi. Și acum, ultima epistola lui Pavel, epistola aceasta 2 Timotei, a scris-o apostolul Pavel din închisoare, așteptând executarea lui. Urma să-i fie tăiat capul. Pavel spune: clipa plecării mele este aproape. Și i-a scris scrisoarea aceasta și îi spune: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scriptura este esențială pentru orice om al lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu care sunt implicați în închinarea prin muzică, ei au o nevoie mare, foarte mare, pentru a cunoaște Sfânta Scriptură, pentru a fi înrădăcinați profund în Sfânta Scriptură. Atunci oamenii aceștia vor avea o viață frumoasă, o viață neprihănită.
atunci oamenii aceștia vor avea totdeauna multe inspirații pentru lucrarea care o fac ei. Oamenii aceștia vor fi cu totul destoinici și pregătiți pentru orice lucrare bună, oamenii aceștia, pentru orice lucrare care o fac în închinare. Scriptura este esențială, dragii mei, și Scriptura ne modelează atitudinile. Scriptura ne ajută să luăm decizii drepte și tocmai deciziile acestea drepte se vor manifesta și în emoții corecte. Nu vrem să avem emoții goale, nu vrem nici să fim lipsiți de emoții, dar nici nu vrem să avem emoții goale sau artificiale sau false. Am văzut și emoții de astea, dar noi vedem când iese cineva și vedem că ele sunt emoțiile lui false. Am văzut chiar cântăreți vestiți, din trupe vestite. Și noi vedem, noi simțim, emoțiile lui sunt false, ele nu merg, ele sunt false. El încearcă să arate ceva în exterior, care de fapt nu există în interior. Noi ne dăm seama, acolo nu este. Ei, atunci când un om este format de Dumnezeu, când el este modelat de Dumnezeu, atunci când inima unui om este plină de cuvântul lui Dumnezeu, atunci când atitudinile au fost drese, caracterul a fost bine așezat acolo, fiți siguri că de acolo vor ieși emoții sănătoase care aduc slavă lui Dumnezeu, care zidesc poporul lui Dumnezeu și manifestările acestea vor fi sănătoase în toate privințele. Și nu doar ele vor fi sănătoase, dar toată slujirea va fi una binecuvântată. De aceea în seara aceasta eu vreau să vă fac câteva provocări. Sunt curios cine din voi a citit toată Biblia. Vă rog să ridicați o mână sus. Cine a citit toată Biblia? Cine a citit-o toată? Mulțumesc mult! Mâini, cum ați văzut și voi, sunt foarte puține. Ați văzut, v-ați uitat în jur, da? Deci mie mi se pare că mâini au fost cam o pătrime, un sfert. Un sfert din voi ați ridicat mâinile. Trei sferturi n-au citit Biblia. Asta vorbește despre starea voastră spirituală foarte mult. Dacă nici măcar n-ai citit o Biblia, cartea asta care trebuie studiată zi și noapte, care trebuie să o cunoști bine și profund, nici măcar n-ai citit-o încă în întregime. Asta vorbește despre starea ta spirituală foarte mult și rău, prost vorbește despre starea ta spirituală pentru că tu n-ai citit-o. Asta e manualul creștinului. Vreau să vă spun, dragii mei, eu pentru prima dată am văzut Biblia când eram la școală prin clasa 7. Am intrat cu prietenul meu în casa buneilor care erau baptiști și am văzut Biblia pe pat, am luat Biblia și am deschis-o și prietenul meu a spus, pune-o la loc, pune-o la loc să nu ne vadă. Eu cred că dacă ar fi văzut bunei s-ar fi bucurat, dar el a zis, pune-o la loc să nu ne vadă. Am ieșit. După aceea am cumpărat Biblia la recomandarea unui profesor la universitate, era Uniunea Sovietică. Și nu puteam găsi Biblia și am cumpărat o Biblie de la Piața Neagră și am dat toată bursa mea ca și student. Și am citit-o toată Biblia. Fiind, am început să o citesc ateu și nu mai eram ateu când am încheiat să o citesc, cât credeam în Dumnezeu. A luat timp până am devenit ucenicul lui Hristos. După ce am crezut în Hristos, în două sau poate maxim trei, nu țin minte exact, dar cu siguranță n-a fost mai mult de trei săptămâni. În trei săptămâni, în două săptămâni am citit Biblia din nou, toată în întregime. Pentru că aveam o foarte mare sete să-L cunosc pe Dumnezeu, o mare dorință să-L cunosc. Vroiam să știu cuvântul Lui și o citeam cu o enciclopedie. Așa am făcut. Știu că așa au făcut mulți care s-au întors la Dumnezeu. Primul semn, prima manifestare a nașterii din nou este o sete mare după cuvântul Lui Dumnezeu. Omul vrea să-L cunoască pe Dumnezeu din cuvântul Lui. Apoi, să știți, dragii mei, că pentru a citi Biblia trebuie 77 de ore. De unde știu asta? Pentru că în Kiev, creștinii din Kiev au organizat, creștinii din Ucraina au organizat un eveniment tare frumos care vreau tare să-l organizez și eu la Chișinău. Și evenimentul acesta a fost citirea publică a Bibliei. Ei au ales diferite persoane cu influență, persoane, oameni spirituali, oameni care în viața pastori, ce au fost predicatori, și-au ales ca fiecare să citească câte un capitol din Biblie. Și-au început citirea Bibliei fără oprire. Au lansat, gata, la ora asta s-a început și a fost citită Biblia până când a fost încheiată Biblia. Pe o scenă, în Kiev, venea următorul, noaptea la 2, la 3, la 4, la 5, fiecare știa și așa aștepta rândul, lua capitolul și continua. Următorul continua, următorul continua, până a fost citită întreaga Biblie pe o scenă, într-o piață din Kiev. Și a luat exact 77 de ore ca să fie citită Biblia în limba ucraineană.
Dacă a luat exact 77 de ore, hai să zicem că la noi va lua 80, poate. Hai ți va lua 80 de ore, poate. Hai să zicem 90, dacă citești mai încet. 90 de ore împărțit la 3 ore pe zi. Dacă citești Biblia 3 ore pe zi, asta face exact o lună, așa? Într-o lună o citești Biblia în întregime. Dacă ești determinat, s-o citești. Îți ia exact o lună s-o citești Biblia toată. Eu acum vreau să vă fac provocarea ca până la anul, până la Crăciun, la Crăciun, până la Crăciun, acum când vine Crăciunul, s-o citiți Biblia. Vreau să vă fac provocarea la toți acei care nu ați citit Biblia în întregime. S-o citiți până la Crăciun. Și sunt curios cine o primește provocarea mea. Este cineva care o ia provocarea mea? O ia până la Crăciun. Ridicați mâna mai sus. Mâna mai sus. Cei care ați luat provocarea mea, până la Crăciun să citiți Biblia. Mulțumesc mult! Provocarea o dau și la cei care au citit-o. Cei care poate au citit-o, dar s-au oprit, nu mai citesc, nu mai au citit-o cândva de mult odată și n-au mai citit-o Biblia. Asta e lucru esențial, primul lucru cu care încep. A doua provocare vreau să vă fac. Este ca să mergeți mai departe, să studiați profund Sfintele Scripturi. Iată, noi avem un institut de studiu biblic, unde învățăm cum să studiem Biblia în profunzime și îi ajutăm pe oameni să studieze, să meargă în profunzime. Institut de acesta avem la Chișinău și avem și la Colibaș, o filială, un grup este la Colibaș. La Colibaș acum va fi sesiunea de la data din 19 august până la 30 august și va fi predat cursul 2 Tesaloniceni, epistola a doua lui Pavel către Tesaloniceni, și cei care vor veni vor învăța de asemenea cum să-și planifice timpul potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu din Biblie. Vor învăța din cuvântul lui Dumnezeu cum să-și planifice timpul. Apoi, la Chișinău, de la data de 9 până la 21 septembrie, soția mea, Năstica, care este aici, va preda sesiunea Istoria poporului Israel și este cartea prorocului Daniel. Timp de două săptămâni, de dimineață până seara, va fi studiată cartea aceasta. Acum, la sesiunile acestea, nu pot veni decât slujitori ai bisericii, pastori, diaconi, predicatori, învățători de școală duminicală care sunt, sau lideri a unor misiuni. Dacă sunt lideri a unor misiuni, iată acești oameni, ei pot veni să învețe, pot intra la institut de la sesiunile acestea. Eu vreau să vă fac de asemenea o provocare ca să veniți să învățați la institut. Și sunt curios cine primește provocarea mea. Puteți să-mi arătați cu o mână ridicată în sus cine primește provocarea aceasta de a veni la una din aceste sesiuni. Mai grea provocarea? Mai grea? Oh, am uitat să vă spun. Așa, mă bucur foarte mult să văd acolo în spate două mâini ridicate. Văd aici o mână, mai sunt, văd acolo. Mai sunt mâini ridicate? Acolo văd o mână ridicată, mă bucur. Încă mai văd o mână ridicată? A fost sau nu? Nu. Așa, văd aici mâini ridicate. Văd acolo, mă bucur, văd acolo mâini ridicate. Acum vreau să știți că sesiunile acestea sunt pentru persoane care au atins vârsta de 18 ani. De la 18 ani în sus. Dar, nu vă dezamăgiți cei care sunteți mai mici, pentru că avem pentru voi o altă opțiune foarte bună. Pentru voi avem Școala Timotei, unde de asemenea timp de două săptămâni vă învățăm profund Sfintele Scripturi. Și Școala Timotei va fi la Colibaș, în același timp va fi predată sesiunea de Liza Bârlădeanu. Ea va preda prima sesiune la Colibaș de la 19 până la 30 august. Și cred că dacă mergeți acolo la Colibaș, vă vor găzdui cu bucurie, da? Toți acei care doriți să mergeți, doriți să faceți școala aceasta, puteți merge acolo la Colibaș și în perioada de la 19 până la 30 august să învățați sesiunea. Veți învăța tocmai prima sesiune. Iar cei care sunteți la Chișinău, veți putea studia următoarea sesiune în perioada 2-11 ianuarie 2020. În vacanța voastră de iarnă, de la 2 la 11 ianuarie, va fi sesiunea voastră. Eu am văzut că voi ați ridicat mâna pentru institut, deci ați înțeles, voi nu puteți merge la sesiunile celea până nu împliniți 18 ani, dar voi puteți veni la sesiunea Școlii Timotei. La Chișinău nu va fi în august, va fi în luna ianuarie, de la 2 la 11 ianuarie.